într-o formă sau alta, gândul acesta se apropie de inima fiecăruia dintre noi. Poziție, putere, privilegii. Gândul acesta nu i-a ocolit nici pe ucenicii Domnului. Erau acum în al treilea an de când i-a chemat Domnul în școala uceniciei să-i pregătească să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și mai au câteva luni cu Domnul și gândul acesta începe să-i frământe. Ne îndreptăm spre Ierusalim. Dar nu s-a rezolvat o problemă. Cum se vor împărți pozițiile? Cum se va împărți puterea? Cum se vor împărți privilegiile? E preocuparea aceasta. E dorința aceasta să știe care va fi cel mai mare. Gândul acesta, în forme diferite și cu intensități diferite și în circumstanțe diferite, se apropie de fiecare om și la ora actuală lumea este din nou obsedată de ideea aceasta a poziției. De exemplu, din ce în ce mai des auzim următorul cuvânt. Lider de grup. Ați auzit expresia lider de grup? Lider la copii. Lider la tineret. Lider la închinare. Lider în biserică. Lider de opinie. Lider politic. Lumea este obsedată de ideea aceasta de a fi lider. Și ideea aceasta de lider are de-a face cu poziția, cu puterea pe care ți-o dă poziția și cu privilegiile. Exemplul acesta este de natură să ne atragă atenția.